Da. Mulțumesc foarte mult. Da. În primul rând, pace tuturor fraților, surorilor. Văd că sunt mai mulți ca altă dată. Și mulțumim fratelui, în primul rând, creatorului nostru, să avem urechi de auzit. Și fraților, al doilea rând, surorilor care sunt prezente. Nu cred că am emoții. Îi voi prezenta o lecție care nu, o prima dată am prezentat-o la Cucerdea, acum câțiva ani. Acum, puțin îmbunătățite, din mai multe reprinturi o să fie lecția asta, că numai așa se poate face și din Sfânta Scriptură, din mai multe reprinturi, broșuri care sunt primite, moștenesc de la maică mai multe broșuri, de la studenți ai Scripturii. Și titlul lecției este intitulat Omul, un miracol, cea mai remarcabilă creație. Dar înainte de a intra în tema propriu-zisă, mai târziu, da, voi da citire originei vieții, zilele de creiere de la Geneza, pământul pe care trăim, așa succint, ca să fie un temă, adică și în timp, cine l-a creat și pentru ce a creat toate astea pe om și, în primul rând, cine l-a creat și ce a creat ca omul să trăiască bine pe acest pământ. Mulțumesc pentru soră, pe nu știu cine a propus cântarea, dar o cântare foarte, foarte frumoasă. Și pentru acest lucru mulțumesc. Deci, voi începe cu originea vieții, zilele de creiere. Deci, de mii de ani, generații după generații, omul și-a manifestat uimirea și admirația la spectrul pe care îl oferă cerul înstelat, cât despre Craiul de Lună este o frumusețe inegalabilă. Viața care ne înconjoară pretutindeni stau în mărturie zumzetului insectelor, cântecul păsărilor, etc., etc. Viața este prezentă în regiunile polare înghețate, cât și în deșerturile pârjolite de soare. Pământul este într-adevăr minunea Universului, o sferă unică. Astronauții, care au fost primii, mi se pare cu 11, nu știu exact acum, astronauții au spus: Pământul cu cerul albastru, cu norii albi, este planeta cea mai atrăgătoare. Dar viața, dirijarea evenimentelor din trecut, prezent și viitor, este creată și făcută de Dumnezeu Jehova. Isaia 45 cu 12 spune așa: Eu am făcut pământ și l-am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Ridicați ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? Aici, în Isaia, puterea Creatorului. El le cheamă pe toate după nume, așa de mare este puterea și tăria lui că una ne lipsește. Isaia 40 cu 26. Adaug eu, sunt nemărginite puterea Creatorului. Nu ne putem imagina. El nu obosește, nu ostenește. Priceperea lui poate fi pătrunsă. Isaia 40 cu 28. În Sfânta Scriptură, Cartea Cărților, care este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru toată omenirea, 1 Timotei 3 cu 16, găsim totul, aflăm totul despre toate lucrurile și evenimentele care frământ omenirea de mii de ani. Și acum mă voi duce mai departe, de la volumul 6, Noua Creație, să intrăm puțin mai succint, adică mai bine la început, cum a fost creată săptămâna de creiere, și pe scurt vom fiecare. Deci, mulți sunt agenții lui Jehova și nenumărate sunt mijloacele sale de lucru în legătură cu o trăsătură sau alta, creație sale. Însă în spatele tuturor acestora stau înțelepciunea și puterea sa creatoare. Lucrarea lui este perfectă. El poate permite îngerilor răi și oamenilor răi să strice sau să abuzeze de lucrarea sa perfectă. Dar el ne asigură că nu va permite mult timp răului să provoace ruină și daună, ci că în cele din urmă, când se va răstrânge și va nimici răul, noi vom discerne că El a permis numai pentru a încerca,
a proba, a rafina, a șlefui și a face ca sfințenia sa, caracterul și planul său binevoitor și să arate cât mai mult strălucirea în ochii tuturor creaturilor sale inteligente. Deci creaturilor sale inteligente. Când citim în Geneza, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, trebuie să reținem că acest început nu se referă la univers, ci numai la planeta noastră. Astfel, stelele dimineții zbucneau împreună în cântări de bucurie și toți fiii îngerești lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie când Domnul a pus temeliile pământului și a făcut haina din nori și scutece din întuneric. Iov 38, 4, 8, 11. Însă Biblia menționează un început încă și mai timpuriu, un început mai înainte de crearea acestui ființă cerească a lui Dumnezeu, după cum citim. La început era cuvântul, Logosul, doar știm. Logosul era cu Dumnezeu și Logosul era un Dumnezeu. El era un început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ioan 1, 1 și 3. Deoarece Iehova însuși este din veșnicie în veșnicie. El n-a avut niciun început, singurul concept are în alta distinție mai presus de toți, celălalt de a fi începutul creației la Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Cel întâi născut peste toată creația, Apocalipsa 3, 14, Coloseni 1 cu 15. Apoi a venit la rând alte începuturi, pe măsură ce diferitele grade îngerești au fost create una câte una. Și aceste începuturi erau în trecut, așa că oștirile lor au putut striga de bucurie când și-au avut începutul creațiile de pe pământul nostru despre care se relatează în Geneza. Tot pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. În modul cel mai sigur, aceste zile epos nu au fost zile solare, deoarece relatarea este că soarele n-a fost vizibil până în a patra zi, a patra epocă. Credem că cititorii noștri vor fi de acord că deși lungimea acestor zile epos nu este indicată, noi vom fi îndreptățiți să presupunem că le-au fost perioade egale, datorită identităților ca membri al acelor săptămâni de creiere. Prin urmare, dacă putem obține o dovadă rațională a lungimii unuia dintre aceste zile, vom fi pe deplin îndreptățit să presupunem că și celelalte au avut aceeași durată. Și găsim, deci, dovadă satisfăcătoare că una din aceste zile de creiere a fost o perioadă de 7000 de ani și că, prin urmare, întreaga săptămână de creiere ar fi 7000 ori 7, 49.000 de ani. Aici dau eu o completare, deși mulți nu știu când a fost creat pământul, când mai intră așa, păi în 7 zile. Zic, în 7 zile ori 7, o zi de creiere, o, zice, așa mai merge. Deci oamenii nu sunt prea informați. Și deși această perioadă este extrem de scurtă, când o comparăm cu unele presupuneri ale geologiei, noi credem că este tocmai rezonabilă de lungă pentru că lucrarea care se arată că se îndeplinește ea. Aranjarea și umplerea pământului, care deja era în existență, dar fără formă, ordine și gol, pustiu. Și acum vom merge mai departe să începem cu săptămâna de creiere. Săptămâna de creiere a fost așa, având în minte această vedere generală, după aceea intru normal în altă, adică despre om, asupra creierii, să ne întoarcem acum la relatarea din Geneza și să ne străduim să armonizăm aceste presupuneri cu declarațiile. Întâi de toate observăm că săptămâna de creiere este împărțită în patru părți. 1. Două zile sau epoci, după calculul nostru, 2 ori 7000 de ani, 14.000 de ani. Au fost dedicate pregătirii pământului pentru viața animală. 2. Următoarele două zile sau epoci, după calculul nostru, încă 2 ori 7.000 de ani.
14.000 de ani, au fost dedicate producerii vegetației și a celor mai simple forme de viață, scolci, etc. Și a sezării calcarului, cărbunului și altor minerale. 3. Următoarele 2 ocozile, după calculul nostru, 27.000 de ani, tot 14.000 de ani, au produs creaturi vii care se mișcă. În mare parte, și uscat, vegetația, etc., progresând. 4. Creierea omului, un miracol, lucrarea finală a venit la încheierea zilei sau epocii a șasea și începutul celui de-a șaptea, după cum este scris, în ziua șaptea Dumnezeu s-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și s-a odihnit. Și s-a odihnit. Și le luăm așa puțin pe rând, nu foarte mult, ca să nu depăș, nici nu o să depășesc timpul, prima zi de creier. Că e bine să ne amintim de asta, că vrei cu testamentul cel puțin cam pe sărite l-am citit și o să trebuiască să-l citesc în totalitate și încet, să știu. Și Duhul, prima zi sau epocă de creier, și Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu se mișca peste întinderea apelor și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. A doua epocă, zi de creier. Și Dumnezeu a zis să fie o întindere, atmosferă, între ape și ea să desparte apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Dumnezeu a numit întinderea firalmentul sau atmosfera cer. Da? A treia zi sau epocă de creiere. Și Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să arate uscatul. Și așa a fost. Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar îngrămădirea de ape a numit-o mări. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Și Dumnezeu a zis, pământul să producă vegetație, plante cu sămânță, pom roditor care să facă rod după specia lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Da? Și așa a fost. A patra zi de creiere și Dumnezeu a zis să fie niște lumânări în întinderea cerului, atmosfera, adică ca să despartă ziua de noapte, ca să fie niște semne care să arate anotimpurile, zilele și ani. Noi știm că Pământul este înclinat la 23, sau 24,5 grade, ca așa să, ca dacă n-ar fi înclinația, n-ar fi acea atmosferă, adică primăvară, vană și toamnă. Cred că bine, nu mă înșel asta. Dar mai târziu vom vorbi despre asta. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut să strălucească un verb diferit care nu înseamnă a crea. Cei doi mari luminători, luminătorul cel mare, ca să stăpânească ziua, să indice timpul de zi. Și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. A cincea epocă de creiere. Deci toate a fost la început. Și Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului, pe întinderea cerului. Și Dumnezeu a creat animalele cele mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după speciile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după specia ei, Dumnezeu a văzut că erau bune. Și acum urmează a șasea epocă de creiere. Și Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după specia lor, vite, reptile și animale sălbatice ale pământului după specia lor. Și așa a fost. Și Dumnezeu a făcut animalele sălbatice ale pământului după specia lor, vitele după specia lor și toate reptilele pământului după specia lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Deci Creatorul ce o crea, toate erau bune pe acest pământ. Și acum urmează de ceea ce cel mai cred că un lucru foarte, foarte important. Putem presupune în mod rațional că Dumnezeu l-a creat pe om tocmai la sfârșitul celui de-a șase epoci, zi, fiindcă crearea lui a fost ultima și este declarat în mod clar că Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea creatoare nu în ziua șasea, ci în ziua a șaptea. Separarea omului în două persoane, două sexe, fiind evident actul final, dragi frați. Și Dumnezeu a zis
să facem-o după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Ce onoare i-o dat! Și Dumnezeu a creat pe om după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, i-a creat de sex masculin și de sex feminin. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți pe peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Mai târziu vom vedea ce i-a spus Creatorul Dumnezeu să facă și ceea ce a făcut omul mai târziu. Așa. Și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Deci nu așa cum spun oamenii că sufletul după 40 de zile merge sus, nu știu unde, probabil îl păstrează nu știu unde și nu, mă rog, mă rog, mă rog. Și ultima zi a șapte epocă, zi a săptămânii de creiere. În ziua șapte Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șapta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Așa, despre aceasta puțin ne oprim aici. Unul dintre motivele principale pentru care Iehova și-a încetat lucrarea Creatorului a fost fără îndoială că aceasta putea fi îndeplinită de altcineva, de singurul său fiu conceput într-o manieră care va slăvi nu numai pe fiul, ci și pe tatăl, prin manifestarea perfecțiunii atribuitelor divine, cum pe nici o altă cale nu era posibil. Aceasta a fost prin faptul că a dat pe fiul său ca răscumpărător al omului, o manifestare nu numai a dreptății divine, care nici de cum nu a putut încălca decretul divin. Plata păcatului este moartea. Aici mulți creștini zis creștini, dacă ne-am născut, trebuie să murim. Dar ei nu știu că plata păcatului este moartea. Dar care în același timp a ilustrat iubirea divină, compasiunea pentru creatura sale căzute până la măsura morții fiului său, pentru binele omului, înțelepciunea și puterea divină se vor manifesta în cele din urmă și în fiecare aspect aranjamentului, când aceasta va fi complet. Așa, să nu pierd și, da, încă aici mai vreau să mai spun ceva. Perioada de odihnă sau încetarea activității creatorului, cât timp este de când Iehova a încetat lucrarea sa de creiere sau de când se odihnește? Noi răspundem că acum sunt ceva mai mult de 6.000 de ani. Cât timp va continua odihna sau încetarea activității lui? Răspunde că va continua tot mileneul mii de ani de domnia Marelui Mijlocitor, efectuând restabilirea tuturor lucrurilor de pe care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi, proroci din vechime. Fapte 3:21. Se va dovedi oare că încrederea lui Iehova în realizarea planului său a fost pe deplin justificată? Încrederea care l-a făcut să lase planul cu totul în grija lui Isus va fi satisfăcător sfârșitul? Iehova Dumnezeu care cunoaște sfârșitul de la început ne asigură că va fi și că fiul pe cheltuiala căruia se execută planul va vedea rodul muncii sufletului și va fi mulțumit. Isaia 53:11. Da, toți credincioșii care se odihnesc prin credință în lucrarea Scăpătorului, trecută și viitoare, pot avea de plină asigurarea a credinței că ochiul nu le-a văzut, ce ochiul nu le-a văzut, ureca nu le-a văzut și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc, în special pentru biserică. Dar și lungimea, și lățimea, înălțimea și adâncimea iubirii, îndurării și binecuvântările restabilirii pentru toți cei din lume care nu sunt aleși, care în ziua lor minerară de har vor accepta din inimă minunatele pregătiri divine pe condițiile divine. Deci și pentru omenire vor avea ocazia să se restabilească, să trăiască veșnic pe pământ
Și, mă rog, deci în împărăția Creatorului. Și acum, după cum am promis, ne vom întoarce la practic și vom vorbi despre om. Omul și iar omul și iar omul. Cum am citit mai înainte, omul, după înfățișarea, după caracterul Creatorului, deci Creatorul nostru, Iehova, Dumnezeu nostru, care ne știe tot, face totul, ne știe peridin și peridin, știe absolut totul și unii îl contestă. Are cele patru însușiri: putere, iubire, înțelepciune și dreptate. Și omul creat de el. Și omul creat de el are câteva din aceste însușiri. Acum nu putem spune că toți oamenii din această lume sunt răi. Dar sunt și oameni buni în această lume, deci fiecare au câteva însușiri din însușirile Creatorului. Acum cred că stăm mai prost cu iubirea, dreptatea. Cu astea stăm mai prost. Așa e caracterul omului, cum a spus și fratele Crișan în unele. N-au și pot. Acum despre om. Tot în noua creație spune așa. Un creator special. Când ajunge la crearea omului, este folosită o expresie foarte diferită. Se spune că Dumnezeu a făcut om după chipul său și a suflat în el suflarea vieții. Aia e suflarea vieții. Ăla e sufletul. Cât poate însemna aceasta referitor la modul creierii omului? Nu este necesar să analizăm acum. Însă expresia corespunde bine cu înalta demnitate care aparține omului când este comparat cu restul creației, animalele. Caracteristicile cele mai demne de atenție al omului sunt aduse la lumină atât în această relatare, cât în cea următoare despre începutul cursului său. Mulți spun, mulți Darwin și alții, că omul a fost evoluat. Omul a fost creat, n-a evoluat. Este o mare diferență între mărirea și dezvoltarea creierului omului și cel al membrelor inferior ai ordinului primatelor. Din punct de vedere fiziologic și psihologic, omul diferă chiar mai mult de membrii inferiori ai ordinului său. El are puterea vorbirii gramaticale. El își poate aranja gândurile în propoziții care pot fi reprezentate prin semne arbitrare pe hârtie sau pe alt material. Omul are urechile pentru armonie muzicală pe care niciun animal nu o are. Aceasta implică o dedicație minunată a structurii organelor auzului. Printre calitățile sale mentale, cea a gândirii științifice sau inductive este cu totul remarcabilă, când o comparăm cu capacitățile mentale ale creației animale. Vai, vai, omul și iar omul, nu toți suntem la fel. De exemplu, un mare sportiv, un mare muzician. Asta totul este un dar de la Creator. Nu toți putem avea același. Dar pe parcurs, omul a făcut, vedem noi ce a făcut, lucruri bune și omul se poate îmbrăca cu gust. Poate adresa amabilitate, capacitate, m-am spus, capacitate de muzică. Și mai spun câteva cuvinte despre om, că multe să spun. Omul poate admira lumea vegetală și animală, mărăția munților și a oceanelor, precum și imensitatea cerului înstelat, fiind totodată conștient de propria sa micime. Nu știu aici cât suntem, cum au zis Avram, sunt praf și cenușă înaintea ta, Doamne, dar totuși au venit cu cerere. El are noțiunea timpului și a veșniciei. El se întreabă cum a apărut pe pământ și încotro se dreaptă, încercând să știe ce anume se află în dărâtul tuturor acestei lucruri. Animalele sunt preocupate de asemenea gânduri, dar oamenii vor să știe din ce cauză și cu ce scop sunt aceste toate. Deoarece ei sunt dotați cu un creier extraordinar și fiind au fost creați după imaginea aceluia care l-a creat. Nu este omul cu
cu uluitorul său creier, într-adevăr, un miracol. Un lucru uimitor și minunat. Și nu este oare evident că asemenea miracol nu poate fi decât opera creației și nici de cum a evoluției. Și, fraților, mă voi întoarce la om după ce i-am spus caracterele. Și Creatorul a zis, l-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască veșnic pe pământ. L-a creat cu intenții bune, onest, fără să știe ce e răul. L-a creat perfect. Dumnezeu l-a așezat în grădina Edenului și a poruncit. Poți să mănânci din plăcere din orice pom, dar din pomul cunoașterii binelui și răul să nu mănânci, că în ziua când vei mânca, vei muri. Știm ce s-a întâmplat mai departe, nu mai intru în detalii. E greșit. Ca și un copil mic, nu te atinge de sobă, de atât acolo merge și apoi sarde. Dar în continuare vor vorbi despre om, despre ce a făcut omul cu faptele lui bune, cu înțelepciunea lui dată de la Dumnezeu Creatorului, iar la urmă ne vom întoarce la Geneza pentru a vedea ce a urmat după ce a căzut omul, neascultând de porunca lui Dumnezeu. Ce este om? Sfânta Scriptură și alte învățători din volumul 5 ne vorbesc despre aceste lucruri frumoase despre om. Psalmul 8, 1 cu 3, 4, 6. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna, stelele pe care le-ai făcut în zi, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Le-ai pus sub picioarele lui. Ce este omul? Evrei 2, 7 și 8. L-ai făcut pentru puțină vreme, mai prejos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrarea mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Așa a fost. Tot așa omul, adică mai precis, unii credincioși din trecut, au fost loiali lui Dumnezeu, umblau cu Dumnezeu, Geneza 6 cu 9, fără pată între cei din vremea aceea, este vorba de noi. Dumnezeu Creatorul s-a uitat spre pământ și a văzut că răutatea omului este mare pe pământ. Asta din trecut aduc puțin aminte, i-a părut rău Domnului, că a făcut omul, s-a gândit și a zis, am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut. Dar cu tine noi fac un legământ, să faci o corabie, să intri în ea, tu fii tăi, nevastă ta, nevestele fiilor tăi, fii din dobitoace cât te dau, parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a dat pe pământ 40 de zile și nopți, a nimicit orice făptură care s-a mișcat pe pământ. Asta pentru răutatea în acele timpuri. După potop, Dumnezeu a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestepa pământul din pricina omului, pentru că gândurile și inima omului sunt rele din tinerețe. Și nu mai voi lovi tot ce este viu, cum a făcut Geneza 8 cu 21. Bineînțeles că Dumnezeu, Creatorul omului și a tuturor lucrurilor de pământ, a răsplătit pe toți credincioșii din vechime care au crezut în El și a făcut ce a zis El. Așa, mai departe vom aminti pe câțiva din credincioșii din trecut și faptele lor. Evrei 11 cu 1, știm ce zic, 11 cu 1, credința. Credința ce este, nu mai amintesc, credința este un lucru pe care trebuie să o credem și tot ceea ce a făcut, că credința este la Toma ce a spus, ferice de cel care crede și nu vede. Așa, prin credință a dus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Evrei 11 cu 1. Prin credință, Avram s-a dus într-un loc fără să știe unde se duce. Tot Avram prin credință a adus jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. I se spuse lui Avram că în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Evrei 11, 17, 18. Tot așa. Cine urmează? Prin credință, Moise a fost ascuns 3 luni de zile de părinții lui, dar când s-a făcut mare, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Da. Mi se pare, a fost lăsat pe Nil și acolo soția, știm povestea, nu mai intru în amărunte.
Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Datorită credinței, Iov, când a fost pus la încercare, a fost lovit de o boală, au fost arse toate averile lui și au murit fiii și fiicele lui. Și a zis, gol am venit din pântecele mamei, gol mă întorc în pământ. Iov a mai zis despre om, că cu asta ne ocupăm. Omul făcut din femeie are viață scurtă și plină de necaz. Se naște și este tăiat ca o floare, cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul. Iov 14, 2 cu 4. Alții, pentru credință, oameni de bună credință, au suferit batjocuri, torturi, bătăi, tăiați cu ferăstrău și închisori. Toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit. Evrei 11, 39, 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ajungă ei la desăvârșire fără noi. Da. Este vorba despre apostol și alții care au fost credinți. În continuare vom învăța și alte aspecte frumoase despre om, cea mai mare creație a lui Iova. Ce ființă importantă este omul? Când creatorul universului se interesează de bunăstarea lui atât de mult, încât i-a dat-o ca sacrificiu pe fiul său cel scump. De aceea noi ar trebui pe cât posibil să cunoaștem în amănunt această creatură, cea mai înaltă dintre creaturile pământești ale lui Dumnezeu, dar atât de limitate sunt puterile noastre de judecată, iar conștiința noastră atât de mărginită, încât acest subiect depinde aproape în întregime de ceea ce creatorul nostru iubitor ne-a făcut cunoscut în cuvântul său. Atât de mult iubește, știu, îl iubește pe om, încât, să spunem așa, o găleată de apă în ocean, sau o picătură de apă din vadră, totuși are o însemnătate. Are o însemnătate mare, fiindcă se interesează oricât de puțin face, aceea apreciază și îl iubește foarte, foarte mult pe om. Dar noi nu realizăm întotdeauna așa ceva. Bineînțeles că de-a lungul vieții sale, omul și iar omul a făcut și lucruri bune, plăcute, care ușurează traiul nostru, construcții frumoase și altele, dintre care amintim piramidele, alte construcții, doar evident, și le-a făcut acestea, cum a fost la începutul adunării când am discutat cu fratele Crișan, aceasta vine cu ajutorul Creatorului. Fără el nu poate să facă omul nimic. Cunoștința omului va crește și se văd lucrurile care le face pentru om. Le face pentru traiul lor cei buni, dar oamenii, pe urmă, de multe ori folosesc acestea în detrimentul lor, pentru interesele lor personale. Dumnezeu, Creatorul, i-a dat omului înțelepciune de a putea prelungi viața multor oameni, medicii, de exemplu. Eu la aceasta numai cum pot, și asta e mare înțelepciune. Uluitor este creierul omului. M-am citit toate imaginea celui care le-a creat. Dumnezeu, multă lume se întreabă ce va fi cu această omenire, lumea noastră încotro. De-a lungul timpului omenirii, de-a lungul secolelor, lumea a fost tot felul de experimentări, tot felul de conduceri, au fost imperii și sisteme de guvernare. De asemenea, omenirea a făcut progrese remarcabile în domeniul științei, tehnologia ajungând să meargă pe lună, mai am spus, și să folosească atomul. Da, să folosească atomul pentru distrugerea lor, ieri pentru ieri. Dar are aceste lucruri făcute de noi, a realizat o lume ca să fie o adevărată binecuvântare? Nici de cum, pentru că omul a decăzut de la perfecțiune. A decăzut de la perfecțiune. La început am spus că ne vom întoarce la Geneza 2, când omul a decăzut cu el și Dumnezeu a blestemat spin și polomidă să-ți dea sudoarea, cu sudoarea feței tale să mănânci pâinea, că din țărână ești, din țărână vei întoarce. Și am aici o broșură în care voi citi vremuri întunecate ale omenirii. Este posibil ca oamenii din diferite credințe și culturi să trăiască în pace în această lume. Dacă cineva ia în considerație fragmentarea și dezbinarea dintre creștini sau conflictul interminabil dintre palestinieni și izraeliți, perspectiva păcii pare în adevăr slabă. Unii conștienți de raportul întunecat al istoriei ar desființa orice religie, alții ar uni toate religiile. Da. Și
Vedem despre iubiților, frați și surori, căci omul ce a făcut pentru el. Deci este posibil așa, aceste binecuvântări. Așa, încă ceva ce mi-a făcut omenirea, când mă apropii de încheiere, dar care au fost rezultatele? I-au dat oare aceste posibilități de a realiza o lume care să fie adevărată binecuvântare pentru familie umană? Nici pe departe. În ciuda tuturor încercărilor, omul n-a putut instaura pacea și o fericire durabilă pe acest pământ. Niciodată. Astfel, deci că în ciuda eforturilor milenare, a secolelor de experiență pe care omul se poate baza, precum și procesului tehnologic extra, omenirea caută și la ora actuală în van soluția pentru a realiza problemele fundamentale. Chiar și planeta suportă consecințele. În locomia sa, omul a defrișat regiuni întinse, s-a îmbogățit și a făcut multe lucruri care nu sunt corecte pentru om. Noi cităm: până acum creația continuă să geamă împreună și să sufere împreună. Romani 8 cu 22. Și fraților, vedem despre arbitrul fraților că boala, suferința sunt moștenite din cauza noastră, a neascultării lui Adam. Roman 5 cu 18. Aceasta este partea tristă a omenirii. Oare nu este o altă parte frumoasă? Nu este nicio speranță pentru om? Oare nu este un viitor glorios? Da, pentru un viitor glorios, omul va trebui să-și plece în jos. Privirea smereață, semeață, îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Nu mai va încrede dar un om a cărui înări este decât suflare. Că ce preț are el? Isaia 2, 11 cu 22. Biblia, această carte minunată, ne dă răspuns la aceste întrebări. Mesajul Evangheliei, vestea bună. Dumnezeu are daruri bune pentru toți, pe toți cei pe care i-a condamnat la moarte. Hristos a murit cel drept pentru cei nedrepți, că va aduce pe toți în armonie cu Dumnezeu. 1 Petru 3, 18. Faptul că Dumnezeu a asigurat un răscumpărător ne asigură că va fi o înviere a morților. Faptele Apostol 24 cu 15. Oamenii nu vor rămâne morți, ci vor ieși din morminte. Prin lucrarea lui Dumnezeu în răscumpărarea omenirii este adunarea miresei lui Hristos, biserica, pentru a împărți gloria, onoarea și nemurirea sa. Dar Iisus n-a murit numai pentru păcatele creștinilor credincioși, ci pentru întreaga lume. 1 Ioan 2 cu 2. El a gustat moartea pentru toți. În binecuvântările mileniului va fi 1000 de ani de ridicare a omenirii, 1000 de ani în care Satan va fi legat. Acum va fi legat, fiecare persoană se va bucura de lucrarea propriilor sale mâini, se vor bucura de pacea dintre ei, de pacea cu Dumnezeu Creatorului. Tot pământul se va bucura. Acum să nu ne vedem cât a suferit omenirea pentru aceste lucruri, mai ales evreii. Știm, evreii și-au cerut pentru un lucru cu mâinile lor. În viitorul mileniu nu mai vor fi boli, războaie, dezastre. Va fi dreptate pe pământ. Va sosi o zi când toate acestea vor dispărea. Deșertul și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va înveseli. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, șchiopul va sări ca cerbul și limba mutului va cânta, cât în pustie vor țâșni ape în deșert torenți. Aceste cuvinte a profeților date pentru speranță că ne vom putea întoarce de la păcat și vom putea deveni copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu, știind că ne putem încrede că Dumnezeu va fi drept, ne va descoperi înțelepciunea și dreptatea sa. Când omul va fi avut experiențele rezultatului păcatului, a Satan va fi oprit de influențele sale rele. Și acum mă voi duce în încheiere la: acestea vor fi timpurile stabilirii tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi, proroși din vechime. Voia lui Dumnezeu se va face pe pământ după cum se face în cer. Este o viziune a cărui timp este hotărât. Dacă întârzi, așteaptă, își va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2 cu 3.
Iubiți frați și surori, în ziua aceea pe tot pământul omenirea se va bucura de împărăția lui Dumnezeu. Indiferent că lumea crede, nu crede, va aștepta, nu va aștepta, acea zi va sosi. Cum scrie în cântarea 66, în patria dulce la oaltă vi fi pe vecie. Harul lui Dumnezeu să fie cu noi, să fim binecuvântați în Dumnezeu. Amin.